El ne-a schimbat modul de trai și singur el deja vorbește al nostru grai. E un băiat perseverent și nimeni nu îi poate fi un concurent. De mic copil a fost atent când tatăl său Miron îi tot vorbea să fie într-un totul competent și să aducă Europa în țara sa. Iar țara sa zicea că e Moldova, visa mereu să facă multe pentru a inova și îl motiva pe Ilan să iubească această țară, unde a avut norocul ca să crească. Fiind copil de 4 ani, era considerat deja un om matur, când tatăl său, exemplu, îi dădea economia la Britanie și povestea el de-a comerțului cu sur. Îl îndruma să fie altruist, un lider bun, un mare analist, să facă bine omului sărac, ce poate n-are bani de pâine și de leac. Așa și-a fost să fie, cum a vrut Miron. Al nostru Ilan Șor e brav centurion. Reforme multe a implementat pentru Orhei și pentru acest stat. A dat speranțe la mămici, la copilași și la bunici. A ridicat Orheiul slavă și fericit el a făcut persoana cea epavă. Și va mai face, noi toți o știm, noi inima îi oferim. La cât de omul ăsta a făcut, cât e de bravo, cât e de părinț bine crescut. Îl așteptăm cu mare nerăbdare, la locul său de muncă, în plină activare, să pună pe picioare proiecte mari și noi, să uite orheianul de greu și de nevoi. Copiii vor să-i spună un mare mulțumesc, că grație lui Șor ei toți copilăresc. Pe stadioane mari bat minge ei din plin și apoi se plimbă toți în parcul cel divin. O frumusețe a inimii Moldovei mândrie aurită, e Europa mică la mine în Orhei. Suntem invidiați pentru așa alei, dar nouă nu ne pasă a lumii gură rea. Noi nu ne vom permite pe ea a judeca. Noi cerem doar primarul să fie liberat, justiția să-l prindă pe fost adevărat. Bravo!